statul nu le acordă susținerea de care au nevoie. După modelul colegilor din vestul Europei, s-au constituit într-o federație la care s-au înscris 100 de fermieri. Asociația Tinerilor Fermieri cred că ne va ajuta în primul rând să ne unim cât mai mulți tineri, bineînțeles fermieri, care într-adevăr facem agricultură și zootehnie, și să obținem cât mai multe fonduri și să atragem cât mai multe fonduri către noi tinerii fermieri, că până la urmă noi o să fim viitorii, ca să spun, fermieri ai țării. E nevoie de stimulare, e nevoie de foarte multe... În primul rând trebuie să fie sigur de ceea ce vrea să facă. Și apoi, ușor, ușor, greutățile trec una câte alta. La întâlnirea de la Sibiu s-au desprins și primele concluzii. Federația va ajuta pe tinerii fermieri să acceseze mai ușor fonduri europene. Criteriul este să muncească în agricultură, să aibă activități conexe cu agricultura, pentru că nu poți să-i spui, domnule, numai cel care dă cu sapa, numai ăla e fermier. Nu. Să aibă aceste activități și să dorească să fie în această formă asociativă ca să-și câștige drepturile. Federația își propune, printre altele, să faciliteze accesul fermierilor pe piața europeană.